People say I drive too fast, move too fast, live too fast. Ain't no such thing as too fast for me. People say I drive too fast, move too fast, live too fast. Ain't no such thing as too fast for me. Living at the speed of light, like a bullet. Life will be there by the morning. I can't call it, so I ain't got no time. Wait, get out. I've been down and out for too long, and I ain't got too many. I'm still too fast, move too fast, live too fast. Ain't no such thing as too fast. Tocmai ce mi-am terminat antrenamentul și nici măcar nu simt că m-am antrenat. Am puțin pump la triceps, dar în rest mă simt exact la fel cum mă simțeam înainte să mă apuc să-mi fac antrenamentul și e un sentiment destul de nasol, deoarece simt că n-am lucrat, simt că am făcut antrenamentul degeaba, simt că puteam să fac mai mult, simt că trebuia să fac mai mult, dar eu sunt adeptul conceptului just show up. Adică ok, într-adevăr, e absurd să ai impresia că fiecare antrenament pe care o să-l faci o să fie cel mai bun antrenament, dar ceea ce ține de tine este doar să te prezinți la fiecare antrenament. Poate că din 10 antrenamente vei da 100% doar în 5, dar la celelalte 5, important este doar faptul că te-ai prezentat. Doar faptul că ai ieșit acolo, te-ai dus la sală, te-ai dus în curte, ai făcut în cameră, și te-ai apucat să faci antrenament. Poate că într-adevăr puteam să dau mai mult, dar sunt mulțumit de mine pentru că am încercat, am făcut tot ce am putut și măcar mi-am făcut antrenamentul până la capăt. Chiar dacă nu l-am făcut atât de bine precum mi-aș fi dorit. Am auzit acum mult timp citatul: dacă te poți simți prost fără motiv, atunci de ce nu te poți simți bine fără motiv? Și am început să-l aplic din momentul ăla. Așa că de ce să mă simt prost fără motiv când pot să mă simt bine fără motiv? Snack-ul ăsta pe care îl am acum, cu arahide, migdale și caju, mi se pare unul foarte eficient, e foarte ușor de făcut. Efectiv, nici nu ai ce să-i faci, trebuie doar să cumperi produsele necesare. Spun asta în caz că te uiți la mine și ești un adolescent care merge la liceu, sau poate că mergi la muncă și vrei să ții mâncare la tine, sau poate pleci undeva și ai nevoie de mâncare la tine. Să ții un snack asemănător cu acesta e cea mai bună idee. Ai și calorii, nu este nesănătos, e foarte ușor de făcut și e foarte ușor de luat cu tine, ai nevoie de un mic bol
căruia să-i pui un capac și asta e tot. Tocmai ce am terminat de pedalat, am făcut undeva la 16 km și jumătate de mers cu bicicleta. Până acasă, probabil o să fac în jur de 20. Singura problemă a fost că a fost destul de frig, nu neapărat că am pedalat atât de mult. Acum o să mă duc să alerg și 5 km. Pornesc la alergare, alerg 5 km, vin îmi iau bicicleta și după aia o să mă duc acasă. Much I know, much I can. Acum am terminat și alergarea. Îmi simt picioarele destul de obosite. Cred că o să fac un pic de stretching chiar și aici afară. Am ieșit astăzi la chestia asta pe care am încercat să o fac. Alergare combinată cu bicicleta. A durat în jur de 3 ore, ceea ce eu mi-am plănuit să fac în vreo 2 ore. M-am gândit de foarte multe ori pe parcursul alergării sau pe parcursul bicicletei să mă opresc și să mă duc acasă, pentru că mi-am depășit programul, dar am preferat să-mi termin antrenamentul și chiar dacă am stat un pic mai mult, prefer să-l fac ca să pot să spun că l-am făcut. Chiar sunt mândru de faptul că mi-am terminat antrenamentul, în ciuda faptului că de dimineață m-am trezit. Nu pot să spun că m-am trezit prost, m-am trezit odihnit, dar m-am trezit cu o grămadă de gânduri negative și îndoieli față de mine. Efectiv, când m-am trezit, mă gândeam la faptul că nu am mai dormit de o grămadă de timp până pe la 7-8 la mine acasă. Mă gândeam cât de cald și de bine era în plapuma aia și eu m-am ridicat ca prostul și am zis să ies în tot frigul ăsta în care am ieșit. Mă gândeam la foarte multe lucruri de genul și efectiv regretam faptul că am luat decizia să mă trezesc în dimineața asta și să ies să fac ce am făcut. Acum, din potrivă, nu mai simt asta. Sunt foarte mândru de mine și sunt foarte recunoscător de faptul că am continuat, deși am avut toate gândurile astea negative. Ce vreau să scoți din asta e faptul că în momentul în care îți propui să faci ceva greu, întotdeauna vei avea îndoieli înainte să faci lucrul ăla. Nu știi ce te așteaptă, nu știi cum o să fie, nu știi dacă o să reușești. Dar cel mai important lucru este doar să te prezinți, doar să ieși acolo afară și să te apuci să faci acea activitate. O să găsești o soluție să o duci la capăt. Dar dacă tu nu ieși la alergare, nu ieși să te duci cu bicicleta, nu te duci la sală, nu o să ai nicio șansă să termini activitatea aia, deoarece nici măcar nu ai început-o. Aruncă-te în mare ca să înveți să noți. Altfel nu ai cum. Altfel o să te lași controlat de vocea ta negativă care o să găsească întotdeauna motive ca să nu faci un lucru. Scuze există o grămadă, dar dacă vrei să faci ceva, o să cauți soluții. O să închei videoclipul ăsta aici pentru că nu mai am nimic interesant de făcut. O să mai editez videoclipul ăsta pe care îl vezi acum, după care o să mănânc, după care o să plec. Nu știu în ce zi te uiți la videoclipul ăsta, la ce oră sau ce visuri ai, dar dacă te uiți la videoclipul meu în loc să îți realizezi visurile, te rog închide videoclipul ăsta și apucă-te să muncești la ceea ce te-ar ajuta mai mult. Pentru că videoclipurile astea, pe cât de mult ți se pare ție că te ajută, de fapt tu mă ajuți mult mai mult pe mine decât te ajuți pe tine. Asta nu înseamnă să nu te uiți la videoclipurile mele, dar vreau neapărat să menționez treaba asta cât de des pot. Videoclipurile mele nu o să-ți schimbe viața, tu ești singura persoană care poți să-ți schimbi viața. Așa că ai grijă de tine și nu uita că în final confortul este dușmanul evoluției.